De la Alba Iulia, de la Arhiepiscopie, primul gând a înaltă Sfinției sale, Mitropolit al Dealului de Nord, a fost: unde e biblioteca mea, să ajungă cărțile. Mulțumim foarte mult pentru prezență. Vă mulțumim și pentru acest moment de emoție, de seminătate, că avem nevoie în această perioadă. Mulțumim. La Sfinția voastră, să vă vin cu vin prezență. Și pe toți genii și pe genii. Pe toți locuitorii acestei țări. Toată lumea are nevoie de cultură, are nevoie de bucurie și plecare, de muniere, să ne cazul trecută. Și prin muniere, iată că vine și de un lucru frumos în altă loc, care îi mai spune cu oameni din preocupările lor, care întotdeauna sunt ținitoare de sufletul. Mulțumim și să știți că cuvintele dumneavoastră o să ajungă și la românii din Italia, că români sunt și au nevoie de să simtă puterea țării lor. Mulțumim! Și pe românii din Italia, și pe Spania, și pe peste tot, și să facă averi și să vină acasă. Mulțumim! Sfinția voastră, aici episcopul ecocatolic al Clujului, Florentin Cihelmeanu. Sigur că e o seară de sărbătoare, dar nu pot să nu fac referire la un eveniment care se va întâmpla joi. Realitatea TV, una dintre televiziunile importante din România, a decis ca un clujan, adică eu, să transmit de la Vatican acest eveniment, acest cel de joi, ce și cel de la Sfântul Conclav din Luna Marte, care va alege un papă. Dar vă întreb simplu, chiar dacă sunt moment festiv, cum ați primit acest eveniment în Sfinția voastră și ce ați putut de data asta de evenimentul din seara asta? Cum ați primit acum, în urmă cu 10 zile, acea veste care a tulburat 1,3 miliarde de credincioși catolici, dar nu numai, practic a tulburat peste 2 miliarde de credincioși creștini? Ei sunt cei care mulțumesc Hristos, profesesc că personalul a primit cu multă emoție și după ce a fost confirmat și de către Vatican, ascultând discursul pontifului Benedict al XVI-lea, am înțeles că este o decizie luată în fața lui Dumnezeu în rugăciune. Dincolo de orice speculații lumești, este viața spirituală a unui om care a stat în fața lui Dumnezeu și a înțeles că poate lăsa locul unei alte persoane cu mai multă energie, cu poate mai multe capacități la o altă vârstă, chiar dacă și experiența are importanța ei. Ceea ce ne arată că biserica este condusă de oameni cu limitele lor aici pe pământ, dar mai presus de oameni este Dumnezeu, Cel care își conduce biserica. Sfinția voastră, ce așteptați de la acest eveniment cultural-artistic pentru Cluj și mai ales în devenirea Clujului spre capitală culturală europeană? În primul rând, să arate frumosul, binele și adevărul de care societatea de astăzi are atât de mare nevoie. Poate că suntem prea sătui de emisiuni fotbalistice, de manele de certuri politice. Mai trebuie să vedem și spectacole frumoase și neasăpare, atât din punct de vedere cultural, cât și spiritual, care să ne înfrumusețeze chipul inimii. Aceasta așteptăm și binecuvântăm pe organizatorii de aici și toți cei care au depus atâta efort pentru ca această lume să se simtă bine și înălțată sufletește în această seară. Vă mulțumim!